zis, repet, vă rog. Bună ziua tuturor! Vă salutăm în incinta Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Venim cu informații actualizate privind derularea campaniei de vaccinare în Republica Moldova. Eu ofer cuvântul domnului Denis Cernele, secretar de stat, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Bună dimineața! Vă mulțumim pentru participare la conferința de presă privind derularea campaniei de vaccinare în Republica Moldova. Astăzi împreună cu noi este domnul director Vasile Guștiuc, directorul interimar al Agenției Naționale de Sănătate Publică și doamna medic-epidemiolog, doamna Laura Țurcan. Întâi de toate vom informa succint privind evoluția situației epidemiologice a infecției COVID-19 la nivel local și neapărat la nivel regional. Conform clasamentului continentului european, Republica Moldova actualmente ocupă locul 31 din cele 44 de țări, incidența pentru ultimele 14 zile la 100.000 de populație fiind de 28 de cazuri la 100.000. În general, pe continentul european de specificat se atestă o creștere a cazurilor noi semnificativă și alarmantă, de 40% pentru ultimele două săptămâni. Rata de incidență pentru ultimele 14 zile pentru continentul european constituie 214 cazuri la 100.000 populații, deci este de 8 ori mai mare ca în Republica Moldova. Datele din Republica Moldova ne arată că în săptămâna 28 avem încă o stabilitate a numărului de cazuri pe săptămână, chiar sunt cu 3% cazuri mai puțin față de săptămâna precedentă, săptămâna 27, respectiv au fost confirmate 478 de cazuri noi față de 494, dintre care 28 de cazuri fiind de import, astfel 20 din Federația Rusă, 2 cazuri din Ucraina, Turcia 2 cazuri, restul cazurilor de Irlanda, Olanda și Spania. Din totalul cazurilor 478 în săptămâna precedentă, 192 au fost înregistrate în raioanele din stânga Nistrului, ceea ce constituie o pondere de 40%. Practic, estimările pentru rata bazală de reproducere a cazului ne arată că în momentul de față acest coeficient este în jurul valorii de 1,03 pentru ultimele 14 zile, însă luând în considerare creșterea rapidă a numărului de cazuri în extern, există marea posibilitate de a înregistra în următoarea perioadă și la noi o creștere a numărului de cazuri. De aceea și sunt necesare acele noi măsuri sporite de vigilență pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19, în special la trecerea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova. Despre aceasta ulterior ne va veni detalii domnul director Vasile Guștiuc. Și, desigur, un lucru foarte important este supravegherea epidemiologică care rămâne determinantă pentru perioada următoare, fapt pe care punem un accent deosebit. Fiecare caz este monitorizat minuțios, anume acest lucru permite ținerea sub control a noilor infectări. Practic, majoritatea cazurilor de import au fost identificate la persoanele care se aflau în carantină, fapt care a permis localizarea și reducerea posibilității de transmitere în continuare a infectărilor. Astăzi, la data de 21 iulie, în cadrul instituțiilor spitalicești sunt internați 279 de pacienți, o creștere în jur de 20% față de aceeași zi a săptămânii precedente, dintre care în stare extrem de gravă sunt 53 de pacienți. Numărul persoanelor care sunt în tratament la domiciliu cu COVID-19 în forme ușoare constituie 560, practic același număr săptămâna trecută. Pe parcursul săptămânii trecute au fost efectuate 32.723 de teste. Procentul persoanelor confirmate pozitiv din totalul testelor efectuate constituie în săptămâna precedentă 1,5%. Aceasta denotă responsabilitatea persoanelor de a-și efectua testul la apariția primilor simptome și, desigur, există un acces foarte bun de testare. De precizat, pentru perioada următoare sunt planificate
fortificarea laboratoarelor, rețelelor de laboratoare a Agenției Naționale de Sănătate Publică și mai exact în Comrat și Soroca, care vor efectua inclusiv testarea PCR și pentru trimestrul 4 anului curent fortificarea laboratoarelor din raionul Iedniț și raionul Căuceni. Fiecare din aceste raioane sunt au în biegid de alte 4 raioane din jur. Referitor la rezultatele probelor de laborator supuse secvențierilor care au fost expediate în laboratorul din Germania, vă comunicăm că încă nu au venit rezultatele, suntem în așteptarea acestora, dar pentru doar a încerca de a face un prognostic a acestor rezultate ce privește prevalența variantelor de îngrijorare, în momentul de față, conform raportului săptămânal din România, efectuat de Institutul Național de Sănătate Publică din România, respectiv până la moment au fost confirmate 101 tulpini varianta Delta, virale Delta, ceea ce reprezintă 6% din totalul de 2415 secvențieri efectuate în statul român. Varianta Delta sau tulpina indiană este considerată cu un grad ridicat de contagiozitate de 2 ori mai mare decât tulpina inițială și cu aproximativ 60% mai mare decât tulpina Alfa, care e cunoscută ca varianta britanică. Varianta Delta are un potențial de a deveni tulpină majoritară la nivel global în perioada următoare, nu doar în anumite țări, fiind responsabilă de un număr mare de infecții predominant la persoane nevaccinate. Vaccinurile își mențin o eficiență crescută în prevenirea bolilor simptomatice și a spitalizării dacă se administrează schema completă. Este absolut necesară creșterea acoperirii vaccinării pentru limitarea și reducerea efectelor variantei Delta. În ultima perioadă, tot mai multe state din Europa se reîntorc la acele restricții, cum ar fi purtarea măștilor, inclusiv în spațiile publice. Acum, actualizat, privind numărul persoanelor vaccinate, cantitatea dozelor de vaccin recepționate de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale până la moment este constituie 1.248.090 de doze vaccinuri. Astfel, actual în stoc, practic, în cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică nu sunt vaccinuri, toate sunt repartizate în uniform, în cadrul punctelor de vaccinare din țară. Astfel sunt în jur de peste 330.000 de vaccinuri disponibile la moment. Pentru detalii succinte privind stocurile de vaccin pe fiecare tip, AstraZeneca din totalul de 513.600 sunt administrate 92% până la moment. Datorită efortului de administrare a vaccinului și a managementului permanent al stocului pentru care se depune o muncă enormă, până la moment nu s-a admis expirarea nici unei doze și respectiv nu este planificat acest lucru. Conform estimărilor, va fi nevoie până la moment de completat cu în jur de 50.000 de doze de vaccin AstraZeneca. În acest sens avem și agreeri pentru donații din partea Letoniei și Lituaniei cu un termen de valabilitate foarte bun, pentru ce le mulțumim mult pentru suport. Vaccinul Pfizer care a fost recepționat este asimilat 100%. Vaccinul Sinovac, unicul vaccin care până la moment a fost achiziționat, din cele 100.000 s-a reușit administrarea practic aproape 70%, 69%, ce restul stocului de astfel de vaccin va fi administrat pentru doza 2, a doua, și vaccinul Sinopharm, care a fost mai recent distribuit în teritoriu, este la o rată de similar de 21% din totalul celor 151.000 de vaccinuri. Termenul de valabilitate este anul 2023, respectiv toate aceste lucruri sunt la control. Vaccinul Johnson & Johnson, recepționat prin platforma COVAX, de menționat în suplimentar că Republica Moldova fiind prima țară care din regiune europeană care a beneficiat prin platforma COVAX vaccinul Johnson & Johnson, a fost administrat
la peste 20 de milioane de persoane. A fost efectuată zilele trecute instruirea la toată asistența medicală primară de către colegii din cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică și privind corectitudinea transportării, respectării lanțului fric și administrării propriu-zis. El este deja de 4 zile, 3-4 zile este în teritoriu. Astfel, în contextul tuturor stopului care am spus, nu trebuie să existe lipsa vreunui vaccinului în vreun oricare punct de vaccinare. Permanent este monitorizat și planificat fiecare teritoriu și completat cu vaccinuri suplimentare după necesitate. În total, până la ziua de astăzi, au fost administrate 894.622 de doze de vaccin. Total, persoane vaccinate cu doza întâi constituie 516.504 persoane, ce constituie o acoperire vaccinală de peste 15,1% și 388.867 de persoane au primit ambele doze, astfel încheiind schema completă de vaccinare. În ultimele 7 zile au fost administrate 78.587 de vaccinuri, o creștere de 37% față de săptămâna trecută. Spre exemplu, ieri a fost ziua în care s-au administrat în jur de 21.000 de vaccinuri doar într-o singură zi. Ne planificăm creșterea acestui număr zilnic în continuare. În continuare avem acea diferență de acoperire în teritoriul municipiul Chișinău cu peste 20%, fiind urmat de Urhei, Cimișlia, Soroca, Dubăsari, Rezina, raioane cu o rată de acoperire în jur de 16%. În continuare, la polul opus, cu o rată scăzută, sunt raioanele Briceni, raionul Briceni cu 10%, Taraclie 9% și Comrat Vulcănești, Ceadăr Lungă, unde rata de acoperire este în jur de 8%. La nivel european, mondial, rata de acoperire cu vaccin constituie 26,5%. Media vaccinării țărilor din continentul european constituie 46%, acesta fiind și obiectivul nostru. În România, la moment, rata de acoperire este de 25%, iar țările din vecinătatea noastră, care au început campania de vaccinare odată cu noi, cum ar fi Ucraina 6,2%, Georgia 4,4%. Astfel suntem, dacă în comparație cu odată startul campaniei de vaccinare, suntem semnificativ cu o rată de acoperire mai bună. Depunem zilnic mult efort să reducem această inechitate dintre teritoriu. Amintim că pe teritoriul țării sunt amplasate 535 de puncte de vaccinare. În continuare îndemnăm, în cazul, dacă sunt unele obstacole la accesarea vaccinării, să fie contactați colegii noștri din cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică de la linia verde la numărul de telefon 0800 123 00. Astfel, în cel mai scurt timp, se va încerca soluționarea problemei în cazul când ele există. Practic, nu avem careva plângeri privind accesibilitatea vaccinului. Alte elemente importante care fac parte din campania de vaccinare pentru săptămâna curentă, începând cu data de 19-29 iulie 2021, se desfășoară misiune tehnică de suport a Organizației Mondiale Sănătății privind planificarea activităților de conștientizare și sporirea accesibilității vaccinării împotriva COVID-19. Astfel, avem ocazia, în cadrul acestei misiuni, prezența domnului Brad Craig. Este un expert în comunicare, biroului regional Organizației Mondiale Sănătății pentru Europa, care ne va ajuta în elaborarea planului de acțiuni pe termen mediu și pe termen lung. În cadrul acestei misiuni vom continua discuțiile, întâlnirile cu localitățile unde mersul vaccinării este mai redus, la care vor participa tot personalul medical, autoritățile publice locale, conducătorii din educație și fețele bisericești și alți conducători din raion. În acest weekend, la fel, a fost un program intens de activități desfășurate în cadrul campaniei de vaccinare.
Sâmbătă și duminică au fost două maratoane bine organizate și desfășurate în municipiul Chișinău și subliniez aici o conlucrare foarte bună a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie și Primăria Municipiului Chișinău. Pentru cele mulțumim comunității medicale de la universitate, tuturor subdiviziunilor primării, care au avut un aport important și în special colegilor din cadrul Spitalului Municipal Sfânta Treime și Centrului de Excelență de Medicină și Farmacie Raisa Pacal. Suplimentar au fost în mai multe raioane prezența echipelor mobile organizate în localități unde la fel rata de vaccinare este mai redusă. Doar prin aceste activități suplimentare, în ziua de sâmbătă și duminică, s-a reușit să fie vaccinate peste 6.000 de persoane. Sunt planificate mobilizarea cât mai multor echipe mobile, mai ales către zonele rurale, pentru a ne pregăti bine pentru perioada următoare, care s-ar putea să fie asociată cu un nou val de îmbolnăviri. Respectiv, facem toate acțiunile posibile pentru a duce cât mai aproape de cetățeni posibilitatea de a se vaccina și pentru a crește acel număr zilnic. Pentru sfârșitul săptămânii curente sunt planificate de asemenea deplasări ale echipelor mobile în mai multe raioane și maratoane care vor fi organizate cel mai probabil în comratul ta Gagauzia, Căușeni și în raionul Briceni. Referitor, pe parcursul următoarei săptămâni planificăm lansarea noilor spoturi video în cadrul campaniei de vaccinare. Astfel venim cu o rugăminte foarte mare către toate instituțiile mass media să difuzeze aceste spoturi video, inclusiv cu această ocazie suplimentar aducem mulțumire celor instituții mass media care sunt solidare și responsabile în acest sens. Acum, referitor la certificatul de vaccinare, am reușit dezvoltarea acestuia cu suportul Organizației Mondiale Sănătății, colegilor din cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică și Serviciului Tehnologiei Informaționale și Securitate Cibernetică. Conform cerințelor informaționale de creștere a mobilității persoanelor, au fost întreprinse toate acțiunile pentru a facilita călătoria între state și în continuare pe cale diplomatică suntem în comunicare privind acestea. Certificatul de vaccinare deja conține două identificatoare de tip QR cod și textul certificatului este în trei limbi, cum de fapt și a fost startul, română, rusă, engleză, și poate fi descărcat din sistemul informațional registrul de vaccinare electronică. Pe parcursul următoarei Astfel, vă propunem să urmărim următorul video tutorial privind accesarea acestuia. Ulterior, vă îndemnăm să fie accesat și distribuit pentru a fi cât mai ușor de utilizat. Și engleză. 2. În cazul în care doriți să verificați certificatul de vaccinare,
Firulețe permite paginii web, includerea camerei video pentru scanarea codului QR. În momentul scanării pe ecranul telefonului, se vor afișa datele personale despre persoana vaccinată și numărul de doze administrate. Vaccinarea salvează vieți. Scodul video a fost realizat în cadrul proiectului Băncii Mondiale Răspuns de Urgență la COVID-19 în Republica Moldova. Cum descarc online certificatul de vaccinare împotriva COVID-19? Toți cetățenii Republicii Moldova. Da, vă mulțumim. Sperăm că a fost destul de explicit. Astfel, în continuare, precizăm că este foarte important să accelerăm campania de vaccinare și să creștem gradul de acceptare a vaccinurilor COVID-19, să efectuăm cât mai rapid schema completă de vaccinare și să profităm de perioada bună din punct de vedere epidemiologic pe care îl avem acum. Cu acestea fiind spuse, vă mulțumesc și ofer cuvântul colegei doamnei Laura Țurcan să ne vorbească despre evenimentele adverse post-imunizare. Mulțumesc! Vaccinurile, cu toții știm că sunt niște preparate biologice și ele sunt pentru formarea imunității. Ca și oricare medicament, ele pot, în unele circumstanțe, la persoanele vaccinate, pot genera niște evenimente adverse post-imunizare. În acest context, vaccinurile care sunt folosite împotriva infecției COVID-19, deci la ziua de astăzi, pe toată perioada din 2 martie, de când a început campania de vaccinare, deci au fost raportate în total 1441 de evenimente adverse post-imunizare, vis-a-vis de numărul de doze administrate, total 895.963, datele actualizate astăzi dimineață. Deci proporția evenimentelor adverse post-imunizare a constituit 0,16, deci ceea ce este un indicator mic. În acest context, activează Comisia de Evaluare și Clasificare a Evenimentelor Adverse Post-Imunizare, care se întrunește cu regularitate pentru a clasifica aceste evenimente post-imunizare. Marea majoritate a acestor evenimente post-imunizare decurg ușor, și anume 1341 de evenimente au fost forme ușoare, ceea ce constituie 93,09% din total, și anume au avut dureri locale, febră până la 38,5, oboseală, dureri musculare, dureri articulare sau o combinație dintre aceste simptome. Și ele au trecut în 1-2 zile. Mai rar se întâlnesc evenimente care sunt mai moderate și anume din totalul lor au fost 100 de evenimente forme moderate, de ceea ce constituie 6,9%. Acestea au instituit febră de la 38,5 în sus și reacțiile alergice au inclus. Ele durează mai mult de 3-4 zile, în mediu 5-6. Alte forme severe de evenimente post-imunizare care ar putea avea o legătură cu vaccinul anti-COVID-19 nu au fost clasificate, pentru că tot ce s-a raportat, deci s-a evaluat și nu au avut vreo legătură cu vaccinul. În acest context, venim cu îndemnul către populație să meargă la vaccinare pentru a se proteja de infecții pe ei și însuși și pe cei apropiați și să nu se sperie de evenimentele care pot apărea după vaccin. Mulțumim, doamna Laura. Oferim cuvântul domnului director, primar Vasile Gușteuc. Da, mulțumesc mult, domnul secretar de stat. Mulți stimați concetățeni, stimați reprezentanți ai mass media, bună ziua. Deci, într-adevăr, cum a menționat domnul secretar de stat, vă zic, în scopul diminuării riscului de import al noilor tulpini sau noilor variante al virusului SARS-CoV-2, deci, precum și răspândirea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, deci, a aprobat noi măsuri privind controlul și combaterea infecției COVID-19 la nivel de țară,
care, după cum cunoașteți, au intrat în vigoare la data de 19 iulie 2021. Potrivit deciziei Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, noile prevederi, deci ce vizează răspândirea infecției, sunt axate sau se referă în linii mari la regulile de trecere a frontierei de stat, deci intensificarea procesului de vaccinare și alte măsuri care țin de protecția împotriva infecției COVID-19. Ținând cont de nenumărate întrebări care apar, deci am să încerc încă o dată în plus să vin cu unele explicații vis-a-vis de aceste reguli care au fost impuse prin hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică numărul 57. Și dacă e să ne referim cu textul la trecerea frontierei de stat, atunci știm să menționez că noile reguli privind trecerea frontierei de stat stabilesc următoarele mecanisme. Deci Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, săptămânal, în ziua de vineri, va actualiza lista statelor care sunt cu risc epidemiologic sporit și care pot prezenta un risc vădit răspândirii infecției, deci în rândul populației. Deci conform unor criterii și în baza incidenței cumulative pe ultimele 14 zile, deci țările vor fi clasate în două zone. Este vorba zona roșie și zona verde. Deci țările cu incidență mai mare de 100.000 la 100.000 populații, mai bine spus 100 cazuri la 100.000 populații, deci evident vor cade sub, vă zic, incidența țărilor cu risc sporit epidemiologic de răspândire a infecției și se vor regăsi în lista roșie, care presupun anumite, vă zic, măsuri de trecerea frontierei de stat. În continuare, vă zic că aș fi vrut să fac explicații vis-a-vis de care sunt condițiile de trecere a frontierei de stat pentru ambele tipuri de zone, atât zona verde cât și zona roșie. Și respectiv am să încep cu acele măsuri care sunt impuse la frontiera de stat pentru persoanele care se întorc sau vin în Republica Moldova din țările care cad sub incidența țărilor cu referire la zona verde. Deci persoanele care se vor întoarce din țările care se atribuie la zona verde vor fi obligate la trecerea frontierei de stat să aibă asupra sa un test PCR negativ, vă zic că dovadă, deci pentru a putea trece frontiera de stat fără careva restricții. În cazul în care persoanele nu vor deține asupra sa acest test, deci vor fi plasate în autoizolare, deci pentru o perioadă de 14 zile. Deci excepții de la această măsură sunt stabilite pentru anumite categorii de populație și conform prevederilor hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică, deci ca excepție de la plasarea în autoizolare pentru 14 zile, vor fi persoanele care vor avea asupra sa, deci ca dovadă, certificat confirmativ privind administrarea deplină, deci a vaccinului, vă zic, anti-COVID, administrat cu 14 zile înainte de a reveni sau a trece frontiera de stat, la fel sub categoriile care sunt, vă zic, excluse din obligativitatea de a sta în autoizolare, sunt și alte categorii de populație, cum ar fi copiii cu vârsta până la 6 ani, deci elevii și studenții cu vârsta de până la 18 ani, care urmează să traverseze frontiera de stat în diferite circunstanțe, deci conducătorii auto și personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă și a vehiculelor rutiere de transport de persoane, deci contracost, această măsură fiind prevăzută, deci ca drept posibilitatea de a trece fără careva restricții frontiera de stat până la finele lunii iulie, deci vă zic până la 1 august 2021,
La fel, le zic că nu cad sub incidența restricțiilor sau plasării în autoizolare persoanele care călătoresc din motive imperative de sănătate sau umanitare, lucrătorii transfrontalieri care, vă zic, intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum și cei din Republica Moldova care merg în statele vecine. Deci, posesorii pașapoartelor diplomatici de serviciu, oficiale și speciale și alte similare acestora. Deci, persoanele în tranzit, care nu depășește 24 ore de la momentul intrării în Republica Moldova și care, vă zic, vor parcurge teritoriul Republicii Moldova conform unui itinerar stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontiere. Deci persoanele care sunt citate de instanțele de judecată, organele de drept din Republica Moldova, precum și reprezentanții lor legali, fapt dovedit prin documente confirmative și, la fel, vă zic, nu vor fi supuși regimului de autoizolare, deci persoanele care dețin un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19, prezentat în una din limbile rusă, engleză, franceză, germană, italiană sau română. Deci acest certificat confirmativ trebuie să fie valabilitatea lui, vă zic, pe o durată de 90 de zile de la ziua efectuării testului sau investigației. Pentru persoanele care traversează hotarele Republicii Moldova din zonele care sunt stabilite drept zone roșii, deci măsurile restrictive, vă zic că sunt un pic diferite față de acele care au fost enunțate pentru statele care cad sub incidența zonei verzi și pentru aceste categorii de populație, cetățeni, vă zic că indiferent au asupra sa testul PCR negativ sau nu l-au, deci ultimii vor fi plasați în autoizolare pe o perioadă de 14 zile, fiind nevoiți să întocmească acea listă epidemiologică care, vă zic, va include în sine toate datele cu referire la unde el va respecta acest regim de autoizolare. Evident, avem și pentru aceste categorii de populație unele excepții de la norma de bază și ca excepție, deci de la regimul de autoizolare, vor fi următoarele situații. Cetățenii care, vă zic, au un act confirmativ de vaccinare anti-COVID-19, care va fi prezentat în una din limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete a vaccinării. La fel, restricția nu este, să zicem, aplicată asupra copiilor cu vârsta până la 6 ani, deci minorilor și copiilor cu vârsta cuprinsă între 6-18 ani, cu condiția că ultimii vor avea asupra sa un certificat confirmativ, vă zic, testare PCR negativ, deci în momentul trecerii frontierei de stat, cu valabilitate de 72 de ore. Deci persoanele care dețin un certificat confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19, prezentat iarăși în una din limbile română, zic, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Deci, la fel, actul confirmativ, ca și în cazul cetățenilor care vin din zonele verzi, trebuie să aibă valabilitate numai puțin de 90 de zile de la data efectuării investigației. O altă categorie care, vă zic, nu vor fi supuși regimului de autoizolare sunt persoanele care vor tranzita Republica Moldova și termenul de tranzitare a Republicii Moldova va fi într-o perioadă nu mai mare de 24 de ore, iarăși în baza unui itinerar stabilit de către Poliția de Frontieră. La fel, prin hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, este prevăzut și mecanismul de a ieși din autoizolare
Deci, la un termen mai mic de 14 zile, pentru toate categoriile de cetățeni care sunt plasați în autoizolare, indiferent din zona verde sau zona roșie, deci cu condiția că ultimii vor asigura efectuarea unui test COVID-PCR la a șaptea zi sau după a șaptea zi de la momentul intrării pe teritoriul Republicii Moldova. Deci, după cum am vorbit, deci prin hotărârea Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, sunt stabilite și anumite, vă zic, aspecte sau momente ce vizează intensificarea procesului de vaccinare anticovid, deci care trebuie să recunoaștem în unele teritorii ale Republicii Moldova, după cum a menționat și domnul secretar, decurge foarte lent. Și în acest context, deci prin hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, vă zic că au fost stabilite sau au fost propuse conducătorilor de instituții, organizații, indiferent de forma de proprietate, asigurarea unui mediu sigur de activitate la locul de muncă, precum și facilitarea și încurajarea activă a personalului din subordine pentru vaccinarea anti-COVID și respectiv, vă zic, stabilindu-ne o țintă ca până la 1 septembrie 2021, deci acoperirea vaccinală a persoanelor antrenate în câmpul muncii să fie cu o rată de cel puțin 70%. Au fost la fel revăzute unele restricții ce ține de organizarea unor evenimente festive cu caracter unic și aici vreau să menționez că iarăși vă zic că am revenit la aspectul ca ultimele, vă zic, să fie desfășurate în contextul sau cu condiția, vă zic că că spațiul va fi ocupat la 50% din numărul de locuri disponibile pentru spațiile închise. Deci, evident, organizatorii vor fi obligați să respecte acele norme și reguli impuse prin instrucțiunea privind prestarea serviciilor de alimentație publică care au fost aprobate de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Deci, la fel, se impune obligativitatea ca organizatorii să întocmească acea listă a participanților cu evidența epidemiologică a ultimilor, conform unui model prestabilit, care la fel a fost aprobat prin hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, deci și, vă zic, pus în aplicare. Ca momente deci, care vizează, deci, iarăși, sporirea, vă zic, măsurilor de prevenire a răspândirii infecției COVID, prin hotărârea Comisiei au fost stabilite și anumite reguli față de aflarea persoanelor, deci în spațiile închise, cât și în zonele de agrement. În acest caz, vă zic că se solicită și este impus ca pentru fiecare persoană, deci să fie respectată o suprafață de cel puțin 4 metri pătrați, deci ca, vă zic iarăși, repet, să diminuăm riscul de aglomerare și răspândire a infecției COVID între persoane. Ca o sarcină suplimentară sau ca o hai să zicem așa, o sensibilizare suplimentară, deci privind respectarea normelor impuse de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, prin hotărârea Comisiei, deci au fost stabilite anumite sarcini și obligativități față de organele de control și față de organele, sau mai bine spus, serviciile publice care asigură ordinea publică, respectiv, vă zic că solicitându-le intensificarea măsurilor de control și supraveghere
conform competențelor, pentru a urmări sau a evalua, monitoriza cum se respectă normele care sunt impuse de către autorități. Deci, cam acestea sunt principalele prevederi care au fost prestabilite prin hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică numărul 57 din 17 iulie și care au intrat în vigoare, încă o dată repet, la data de 19 iulie 2021. Vă mulțumesc! Mulți colegi, trecem la sesiunea întrebări-răspunsuri, dar te rog. Bună ziua, Diana Ambrosă, PRTV. Vă rog frumos despre certificatul digital de vaccinare. Acesta este aprobat la nivel european, internațional sau rămâne la fel în vigoare la cele patru țări care până acum primeau certificatul tipărit? Bine. Da, certificatul nu se aprobă până la noi suntem în comunicare cu acel departament de tehnologie informaționale a Consiliului Europei, doar se integrează datele. Urmează să fie efectuate niște confirmări legislative pentru statele terțe și ulterior discutăm și despre posibilitatea de accesibilitate reciprocă. Dar la moment certificatul de vaccinare prezentat cu toate elementele de securitate corespunde integral prevederilor Uniunii Europene și practica tuturor statelor care au reușit deja să digitalizeze acesta. Este întocmai cu aceasta și nu este o problemă pentru utilizarea acestuia în unul din careva state. Pe cale diplomatică, inclusiv, informăm țările privind acestea. Păi, deci noi putem pleca în orice țară și el va fi primit? Da, desigur. Totodată, vă rog să ne spuneți despre rezultatele din laboratorul german, când acestea vor sosi în țară. Rezultatele din laboratorul german au fost expediate deja mai mult de două săptămâni. O dată exactă când ele ar putea să vină nu este. Le așteptăm în cel mai apropiat timp pentru, în acest context, și am făcut trimitere la secvențierile efectuate în România, care sunt în jur de 6%, cel mai probabil fiind în imediată apropiere, situația orientativă ar fi acolo. Mă completați? Deci, ca completare, aș fi vrut să vin cu următoarea informație. De fapt, noi nu suntem, deci, indiferent de acest fapt și cu nerăbdare așteptăm și noi rezultatele. Colegii din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, vă zic că au făcut deja câteva interpelări către laboratorul german, solicitând respectuos ca, vă zic, aceste investigații legate de secvențiere să fie efectuate în mod cât mai operativ și, evident, să avem posibilitatea să avem datele cu referire la posibilă, vă zic, circulația noilor tulpini pe teritoriul Republicii Moldova. Într-adevăr, suntem în așteptare, este o procedură care nu depinde de noi și cum vom avea rezultatele disponibile, credeți-ne că le vom face publice imediat. Mulțumesc frumos. Săptămâna trecută s-a vorbit despre anumite categorii de persoane care ar putea să intre, să fie obligatorie pentru ei imunizarea. Reprezentanții Ministerului Sănătății spuneau că cei de la NSP lucrează la argumente care anume categorii ar trebui incluse în această etapă. Ați putea să ne spuneți, au fost elaborate sau selectate careva categorii? Dacă puteți să ne le spuneți cine sunt și de ce? Deci, cu referire la obligativitatea, vă zic că imunizarea anumitor categorii de populație la ziua de astăzi, vă zic că suntem în discuții încă. Deci, prima etapă, după cum am menționat, vă zic că am ieșit prin intermediul, vă zic, Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică cu mesajul de sensibilizare a conducătorilor, instituțiilor și organizațiilor, indiferent de forma de proprietate, pentru a fortifica sau a accelera procesul de imunizare a angajaților. Totodată, vă zic că nu excludem faptul că, în dependență de situația epidemiologică sau evoluția situației epidemiologice, și în cazul, vă zic, asigurării unei acoperiri vaccinale care ne-ar permite crearea păturii imune pe care ne-o dorim, deci, într-adevăr, să venim cu careva, vă zic, propuneri pentru a, să zicem, nu a stabili obligativitate, dar pentru a pune niște măsuri de
condiționare, da? Pentru anumite categorii de angajați și nu excludem faptul că, vă zic, anumite aspecte de condiționare pot fi sau vor fi aplicate în dependență de situații către, vă zic, lucrătorii din cadrul instituțiilor de învățământ și educație, deci celor din Horeca, zic, către transportatorii populației atât în intern cât și pe extern, deci în așa mod ca până la urmă, deci iarăși să putem, vă zic, diminua riscul răspândirii infecției condiționat de aceste categorii de angajați. Totul, vă zic, va fi în dependență de cum va derula pe parcursul ultimei perioade, deci procesul de imunizare și evoluția procesului epidemiologic prin infecția COVID-19. Și vă rog frumos o concretizare. Prin acest punct în care instituțiile sunt îndemnate să faciliteze și încurajeze vaccinarea împotriva COVID, este primul punct din ceea ce urmează să se întâmple? Deci ei trebuie să discute cu angajații sau care este metoda prin care ei trebuie să faciliteze și să încurajeze oamenii? Păi, evident, vă zic că angajatorii au, hai să zicem așa, responsabilitatea privind securitatea sănătății angajaților la locul de muncă și în acest context, vă zic că noi mizăm pe deschiderea lor și implicarea lor în promovarea, vă zic, campaniei de imunizare anti-COVID și implicarea lor activă pentru a reduce riscul răspândirii infecției în cadrul angajaților din instituțiile subordonate. Deci asta este o primă etapă. Deci, într-adevăr, cum v-ați referit dumneavoastră, în scopul, vă zic, sensibilizării, încă o dată, repetat, a angajatorilor vis-a-vis de necesitatea, vă zic, acoperirii vaccinale cel puțin 70% din populația Republicii Moldova. La moment, vă zic că nu am pus în discuție sistarea zborurilor către Republica Moldova sau din Republica Moldova în țările unde, vă zic că este o răspândire mai mare a tipurilor noi de virus. Deci, practic, ca măsuri de prevenire, deci v-am enunțat care sunt, vă zic, aspectele pe care noi le-am punctat și asupra cărora urmează să ne focusăm atenția. Deci este vorba de autoizolarea persoanelor care vin din țările respective în scopul diminuării riscului, vă zic, circulațiilor pe teritoriul Republicii Moldova și răspândirii infecției. Deci, sistarea zborurilor deocamdată nu este luată în calcul. În viitorul apropiat se prevăd noi achiziționări de vaccinuri sau mizăm deocamdată pe donații? Managementul stocului de vaccin este efectuat pentru întreg anul 2021, inclusiv deja în discuții și planificat pentru anul 2022. După cum am anunțat anterior, probabil în săptămână curentă ar urma să recepționăm 100.000 de vaccinuri suplimentare din România, din donație, pentru cele mulțumim mult. În acest sens, deja noi pe intern, în colaborare cu Ministerul Sănătății de acolo, am făcut toate actele de agregare și respectiv suntem în așteptarea acestuia, inclusiv începând cu ultimele două zile a lunii curente, ar urma să fie tranșat, inițieze partea contractuală cu vaccinul Pfizer. Doar respectiv ar urma să vină începând cu 60.000 de vaccinuri. Contractul total prevede 700.000 de doze de vaccin. O precizare pentru populație aici să o facem, luând în considerare că
este o solicitare enormă la nivel global, actualmente fiind 25%, conform contractelor, în principiu, cu, în cazul dat cu Pfizer, sunt prevederi că ar putea ulterioarele tranșe să tergiverseze sau ceva de acest gen. În acest context, îndemnăm populația ca să nu aștepte luna septembrie sau octombrie, când din auzite că este stoc suficient, dar să se vaccineze imediat astăzi cu vaccin, luând în considerare că el peste tot este disponibil. Și la fel, vaccinul cum din aceste din România care va veni, imediat va fi repartizat echitabil la toate punctele de vaccinare pe tot teritoriul țării. Mulțumesc! Imediat după conferință facem un exercițiu, vă demonstrez că este acest lucru, se efectuează și ulterior se descarcă inclusiv și în telefon și cel mai important este că, cum ați văzut, că poate fi verificat eligibilitatea acestui atât pe română și cât pe engleză în cel mai scurt timp. Vă ajut în cazul când ulterior cineva din cetățeni va întâmpina probleme, sunt disponibili colegii noștri din cadrul linii verzi, sau vom ajusta materialele informative de explicații în contextul acesta. Oricum, pentru informare, totdeauna acest aspect este în continuare dezvoltare, certificatul de vaccinare și totdeauna ne săruim să fim în tempo cu toate prevederile internaționale în acesta. Mulțumesc! Au fost administrate 10% din vaccinuri, respectiv peste 15.000 de vaccinuri. Johnson & Johnson deja au fost asimilate, luând în considerare că doar 3 zile ele sunt în teritoriu. O cifră îmbucurătoare. Cum am spus, pe parcursul zilei de ieri, marți, au fost administrate în jur de 21.000 de vaccinuri. Acest timp ne planificăm să fie în creștere pentru următoarele zile. În total, vaccinul Johnson & Johnson a intrat în țară 151.200 de vaccinuri. Total este prevăzut 518.000, conform agrierilor. Acest lucru l-am făcut în tranșe pentru a fi asimilat bine. Planificăm asimilarea stocului existent în cel mult în decurs de o lună. Următoare întrebare. Persoanele care au dovada vaccinării vor beneficia de mai multe facilități și se discuta că odată ce va apărea acest certificat digital datorită QR codului, va fi facilitată, de exemplu, intrarea gratuită a persoanelor la anumite evenimente publice, în muzee. Dacă planificați acest lucru într-adevăr să face, cine puteți oferi detalii? E specificat că responsabilitatea pentru campania de vaccinare și sănătatea populației, de fapt, nu este doar responsabilitatea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenției Naționale de Sănătate Publică, este responsabilitatea tuturor autorităților statului. Este important. Noi am venit cu aceste propuneri, în principiu sunt în dezvoltare, chiar și am avut colaborare cu unele evenimente la Teatrul Verde, la mai mari la concerte, suntem în discuție într-adevăr să facilităm un anumit număr de populație pentru a intra sau cu o reducere a prețului sau gratuit. Cel mai important este că deja este acest instrument de verificare a certificatului de vaccinare, încă plus să adaug, planificăm o opțiune și mai relevantă să fie conectat cu chiar și cu buletinul de identitate. Buletinul de identitate va fi scanat QR codul și la fel pentru a nu avea în general necesitate de alta și la fel va putea fi văzut dacă este vaccinat. Astfel, noi într-adevăr am venit cu aceste propuneri, deja urmează să avem agrierea lor și susținerea. Și aceasta mulțumim cine ne susține și îndemnăm să, într-adevăr, să fie cu alte autorități
atât din domeniul de stat cât și privat, să fie cu acele inițiative de ordin social pentru a ne fi în ajutor. Mulțumesc! Certificatele de vaccinare, de fapt, nu au un termen de valabilitate la moment, deci ele sunt valabile la 14 zi după încheierea, deci acelui complex, vă zic, de vaccin, conform schemei. Deci nu se vorbește la ziua de azi despre o careva perioadă de valabilitate a certificatului. Ele sunt valabile, deci dacă vor apărea careva, vă zic, precizări sau dovezi științifice în contextul, vă zic, valabilității certificatului, atunci, evident, ne vom conforma și noi. La ziua de astăzi nu se vorbește despre o careva perioadă de valabilitate a certificatului de vaccinare. El este valabil începând cu 14 zile de la momentul încheierii schemei de vaccinare. De fapt, da, într-adevăr, noi am venit cu careva, deci, explicații în contextul punctului 4 a hotărârii. Într-adevăr, la moment, deci, nu este o obligativitate conducătorii instituțiilor și întreprinderilor, deci sunt sensibilizați și solicitarea este ca ultimii să se implice la maximum promovarea principiului de vaccinare angajaților anti-COVID-19. Ce urmează mai departe, în dependență de situația epidemiologică, în dependență de gradul de acoperire, cum am menționat ceva anterior, zic că vor fi precautate și alte aspecte, deci alte măsuri care ar putea, vă zic, pus în aplicare în contextul, cum am menționat, condiționării, vă zic, anumitor categorii de populații în scopul, vă zic, administrării vaccinului COVID. Mai sunt întrebări, mai luăm una, două întrebări. Da, vă rog, o completare privind acele confirmări legislative a certificatului digital. Deci, când acesta va fi, vor fi toate aceste confirmări legislative? Dacă puteți să ne veniți un termen, când acest certificat va avea toate confirmările legislative? Bine. Răspunsul la întrebare este: certificatul de vaccinare digital al Republicii Moldova este valid și recunoscut? Da, este valid. Respectiv, aceasta și este principalul răspuns la întrebare, că cumva încercăm să-l interpretăm diferit. Cât privește certificatul de vaccinare european, el este doar unul din opțiuni. Cetățenii, în principiu, nu călătoresc doar în Uniunea Europeană sau se deplasează doar în Uniunea Europeană. El este unul din opțiunile din toate certificatele de vaccinare. Certificatul de vaccinare dezvoltat în Republica Moldova, în principiu, a acumulat toate principalele cerințe bazate, desigur, principal pe Uniunea Europeană. Noi am, la moment, am, din partea noastră, responsabilitățile noastre a fost în completarea anumitor documente și aspecte, lucru care a fost efectuat și a fost expediat către acel departament. Deja ține un aspect de suport din partea lor și de comunicare. Nu avem exact un termen care să-l spunem că până pe data de X. Respectiv, în continuare depunem zilnic mult efort pentru pe toate segmentele să acestea să avem o colaborare și o integrare bună. Mai sunt întrebări? Și dacă doar ați putea să ne spuneți care este procentajul persoanelor vaccinate cu a doua doză? Ați spus doar prima. Sigur. Procentajul persoanelor efectuate cu doza 2 se apropie de 11%. Mulțumesc. Da. Și noi vă mulțumim, vă dorim o zi frumoasă.
Sănătate! Cu certificatul de vaccinare am spus să văd.